Vreau să vorbim un pic și despre ce înseamnă să participi la Eurovision. Participarea la Eurovision presupune o piesă bună, captivantă, presupune și o imagine impecabilă, aș zice eu, presupune și spectacol. O să vorbim în continuare cu următorul nostru invitat despre cum au arătat de-a lungul anilor unii dintre cei mai extravaganți participanți la Eurovision, nu doar din Republica Moldova, ci și din întreaga lume. Vorbim și despre păr, deja am emoții, mă întreb, îmi stă bine oare părul? Pentru că simt că Oleg Popan mă scrutează așa cu privirea și cred că se gândește, acolo nu-i bine, acolo eu aș fi făcut altfel. Oleg Popan este hairstylist, unul dintre cei mai cunoscuți și adorați, aș zice eu, de către femeile din Chișinău. Bună, Oleg! Bună, Toina! Mersi pentru că ai acceptat invitația și pentru că ai stat aici. Până am vorbit eu, am truit despre Eurovision. Tu urmărești Eurovisionul? Da, în fiecare an. Chiar îmi place, este un proiect fenomenal. Mă așteptam să zici că nu, știi? De ce nu? Nu știu, așa, parcă... Toată lumea vrea să participe la Eurovision și toți vor să-l câștige. Și vreau și eu să văd cum e. Este un proiect grandios. Mie foarte tare îmi plac proiectele mari. Iată, pe data de 4 martie, sâmbătă, este marea finală națională. Neapărat o să mă aud și eu. Te rog să fii cu ochii pe noi. Dar, Oleg, acum am zis să trecem așa prin... Să trecem în revistă câteva dintre lucrurile care mie mi s-au părut interesante. Vorbim despre participanții la Eurovision din diferite țări. Pe ecran acolo, cred, da, o să vedem câteva imagini cu câțiva reprezentanți. Și chiar voiam să te rog să-mi spui ce părere ai. Aceasta este Eleni Fureira, ea a participat la Eurovision în 2019. Și uite, tot spectacolul ei a fost, mie așa mi s-a părut, totul a fost datorită părului. Păi dacă are un păr frumos și este creat natural, nu cred că și-a făcut mari deranjuri în privința părului. Eu cred că este părul ei natural și e lung, e frumos, de ce nu? Crezi că n-are extensii? Poate și are, dar nu atât de bine se vede, dar arată natural, foarte natural. Nu e procesat cu ceva anume. Și e lung, și e des. Și e lung. Și mi-a dat din cap. Și, da. Și e bine, e natural. Asta e. Pe mine, de exemplu, foarte tare mă deranjează în momentul când totul e atât de fixat că tu nici nu poți să întorci capul, știi? Parcă ești prezent. Știu, culmea, eu chiar știu. Oleg, dar o să te rog să iei microfonul ăsta și să vorbim la microfon. Se pare că o să se audă mai bine. Bine, încercăm. Da, și mie mi se pare mult mai... Și te simți mai confortabil și mai relaxată când nu trebuie să-ți faci... Da, totul, absolut totul trebuie să fie natural. Nu trebuie să complici lucrurile. Dar totuși este un show și oamenii vor să iasă în evidență și fac diferite coafuri sau tatuaje. Ia uite la această coafură. Cum ți se pare așa ceva? Și în general, are o denumire coafura asta? Moldovenească, da, și unel. La noi în Moldova, da, el se numește așa. Ce unel? Ce unel? E, uite, așa s-a prezentat la Eurovision reprezentanta Lituaniei de anul trecut. E normal pentru europeni. O avantajează? E o coafură pe care ar putea orice femeie să o abordeze? Nu cred. Trebuie să ai niște trăsături. Eu cred că fața trebuie să fie un pic mai slabă pentru așa gen de coafură. Și, nu știu, eu cred că asta a fost experiment nu prea bun și așa deja a ieșit. Ai tuns vreodată pe cineva așa? Vreo femeie la noi? Da. 12 ani în urmă. Da, se tundea așa. Dar mi se pare că e o coafură care, acuș, încă nu trecem la asta. Asta, cum ai zis tu, ce unel, dar eu tot așa știam că îi zice, coafură, da. Castron. De exemplu, el are o denumire, un sesan se numește, dar nu toți cunosc denumirea profesională și toți îi spun așa, ce unel. Se întreține greu? Se aranjează? Nu, de fapt se face pentru un tip anumit de păr care este super drept și o să stea așa. Este o coafură foarte ușoară, gen nu trebuie să-i faci absolut nimic. Este o tehnică de tuns pentru această coafură, dar este foarte ușor de aranjat și de avut grijă de el. Nu știu ce ar trebui să se întâmple vreodată să vreau să mă tund așa, sincer. Un contract bun și o să... Ce bine știe, Oleg, lucrurile. Foarte bine. Vorbe de aur. Hai să mergem mai departe. Ăsta e apropo, e reprezentanta Suediei de anul trecut, de la Eurovision. Mi se pare o coafură
Mie mi se pare greu de purtat. Uite, asta este un bob scurt și după noi, la noi în Moldova, știi că oamenii scofează, au grijă de păr și absolut de tot. În Europa, de exemplu, totul este cu mult mai simplu și pentru ei este ok așa să iasă pe scenă. Noi nici în oraș nu ieșim așa. Nici până la colțul casei nu ieșim așa. Nici să ducem gunoiul nu ieșim așa. Da, e foarte, ca și când, foarte bine zici, ca și când nu l-ar fi aranjat absolut deloc. Da, ok, lumea în Europa, de exemplu, nu prea folosesc atâtea styler-ul cum folosim noi în Moldova, nu aranjează așa de des părul, dar e tuns, e bine. E spălat? Da, curat, curat să fie. Așa să fie. Hai să mergem mai departe, aveam și un bărbat, da, iată-l. Aici văd că este un show, sunt extensii. Și arată totuși interesant. Uh-huh. Vezi, totuși noi vorbim despre el, înseamnă că a ieșit în evidență și... Și-a făcut... Da, vezi că la mine e o frizură clasică și e clar lucru nou ce vorbi aici. La el este o coadă lungă, extensie, arată bine. Uh-huh. E din Muntenegru, apropo. Da, el cred că a fost și la X Factor ceva, văzusem. Da, da, da. Adevărat, adevărat, corect, corect. Da. Da, da, da. La noi bărbații... Dar de fapt, Oleg, ia spune-mi, tu tunzi și bărbați? La moment deja nu. Nu. Nu, deja am trecut prin această experiență. Deci doar acum, doar femei. Da, am lăsat pentru barbershop asta. Mai avem fotografii sau gata? Mai avem? Da, mai avem. O coafură care... E, nu știu, cel puțin interesantă. E reprezentanta Albaniei, dar cu mulți ani în urmă, de prin 2014, cred că e, 2012 chiar. Ce părere ai, Oleg? Arată interesant. Foarte bine au fost aranjate dreadurile astea, așa, pe, aici, pe în jurul gâtului, pe piept. Interesant, dar ea, totuși, Eurovision este un show. Nu poți să mergi acolo chiar cu părul drept și să nu faci absolut nimic. Noi trebuie să ieșim în evidență cu asta. Și cu ce putem, cu ce ieșim în evidență. Dar Ruslana în 2004 a ieșit cu părul drept. Știi? Dar ce show a avut, ce dansuri a avut. Da. De asta își spun. Absolut, de exemplu, la Ruslana să fost încă și păr, era să fie deja prea mult. Mm-hmm. Crede-mă că la Eurovision lucrează o echipă foarte, foarte bună și stiliști și cu machiajul și absolut tot trebuie să facă să fie superb. Da. Și ultima fotografie e câștigătoarea Eurovisionului din 2019. O știi, Oleg, precis. Da. Aici absolut totul este show și ea este show. Jucărică. Da, 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 jucărică. Păi arată ca o păpușă. Uh-huh. Înțelegi? La așa tip de față trebuie mult volum. Și dacă era să fie tot părul strâns, nu era să arate bine. Dar așa, cu aceste două cucuri mari, în păr arată destul de fain. Și plus cu machiajul de asta, așa, super roz. Uh-huh. Ai lucrat vreodată în... Mă refer aici, cu artiștii noștri, pentru ei, pentru Eurovision? Ai avut experiențe de genul ăsta? Cu interprete pe care le-ai pregătit tu? Da, foarte mult ani în urmă am lucrat și cu Dara și cu Aliona Moon și nu mai țin minte cu cine. Dar era fain, era destul de interesant pe atunci. Uh-huh. Doar că deja viața de salon m-a luat într-o parte. Te-a furat. Și m-a scos din toate proiectele. Tu ai o relație foarte deosebită cu, așa mi se pare mie, cu femeile care îți calcă pragul. Tu glumești cu ele. Ești așa... Eu sunt foarte sincer și foarte liber. E casa mea, la mine acasă, eu mă sunt foarte, foarte liber. Cum te găsim pe TikTok, Oleg? Zi, te rog. Ce ai în vedere cum mă numesc pe TikTok? Da, da, da. Monsie Popan. Așa. Asta este denumirea contului de, denumirea contului de TikTok. Da. Mulțumesc mult pentru că ai acceptat să vii la noi, Oleg. Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație. Te mai așteptam. Cu mare drag.